La noi în Șoldănești, chiar la sfârșit de august, am primit un autobuz școlar oferit de Guvernul României și un mare ajutor pentru noi, fiindcă noi, alături de unitățile de transport care le avem la Direcția de Învățământ, avem și nu ne este de ajuns, avem transport care îl arendăm și plătim foarte sume mari de bani. Așa că ajutorul oferit de Guvernul României este foarte binevenit și mai așteptăm încă o unitate de transport la început de octombrie, care ne va fi de un mare, mare folos, adică banii care nu-i avem ne oferă Guvernul României în acest suport oferit. Am auzit că autobuzul s-a mai adăugit în circulația capitalii, dar nu vede că la capitala Nordului nu a apărut niciunul și aici ar trebui. Și s-a mai adăugit. Autobuz pentru școlieri, tot e bine. Troleibuz s-a mai făcut acolo, mai adăugit. Drumuri s-au mai reparat, tot e bine, nu e rău. Noi în țară, la general, de exemplu, am ultimul timp, da, au venit, dar lumea nu... consideră că dacă o zis românecul odată, îi vor chiar să le aducă acasă. Dar asta nu are chip. Asta poate să facă o leacă în Florești, o leacă în Ungheni, o leacă în Bălți, o leacă în Chișinău. Dar și lumea asta nu e informată și ei când auzi, dar și odată, da, îi dau, dar puteți, nu poate. Și într-o familie, dacă este, o leacă, dă o leacă la cealaltă, o leacă la cealaltă, se ajungă. Și fac și mie principal. Dar lumea de sărac și obișnuită la țară, ei nu înțeleg lucrul ăsta, nu vor să-l considereze că dau. Ei dau odată, în ultimul moment, ea ca vreo 3 ani în urmă, care o dat, odată și păcăr, odată și pentru gaz, că o au nevoie. Dar aici este o luptă care înneacă unul pe altul și asta e lupta și lupta a fost și lupta și pentru narod. Că așa e lumea. Nu înțeleg tot una. Dar sperăm că încetul cu încetul ei ne ajută. Unii sunt momente mai grele, unde au unii sunt locuri, că acum am fost ploaia asta la Liova, că tot o zis că vor să dea ajutoare să asta. Dă-o acolo, aici la unde ești vede, dar celălalt l-a dat și lui dat. Da, dar nu pot la tot una, trebuie pe rând la tăți.